Ah, când o să urlă pe stație, hai că să te caut de buletin până atunci. Poftim? Te caut de buletin până atunci. E, ce să mai... Bule, dar de ce te băgați la parca? Colegul pune la acolo, aia e dublu aici, lângă el. Domnule, de ce Sau ne băgați cum la te vede. parca? Deci are... Hai. E abuz, abuz. Așa, hai, dați-mi tot ce aveți la dumneavoastră. E Domnul, abuz aici, e abuz. stați aici. Abuz în funcție, abuz în serviciu, nu aveți voie. Ia, mă, ce asta bărete colegul tău. Dă și mie permisul tău, dacă te rog. Ce permis? Domnule, aici este un N-ai nici abuz, permis, domnule. să înțeleg. Vreau să vorbesc cu un avocat întâi. Nu aveți voie să mă băgați la pușcărie fără un avocat. Domnul, vă rog frumos, Nu stați am aici chestia până aia. nu vă împuși Domnule, nu aveți data voie să Colegul, cum mă îl băgați la cheamă pe pușcărie ăsta? fără un Stai pe proces acolo. sau un Acum avocat. folosesc gloanțe, ultima avertizare. Domnule, dacă mă băgați mai mult curent în mine, o să mor. Mai încet un pic, colegul. Că eu Domnul, nu rezist la atât curent, că am băgat toate stați degetele în într-un loc priză când sau eram nu? mic. Eu vreau să vorbesc cu avocatul un Ok, minut. stai acolo Apoi într-un stau. loc. Hai înapoi acum. A, uite, stau aici într-un loc. Nu, te duci acolo lângă colegul tău, că el o cere că hai că să mă duc. Haide. Du-te colegul cu el, Vino ocupă-te de aici. amândoi. Hai, du-te înapoi. Du-te înapoi dacă-ți spun. Vreau să vorbesc cu un avocat. Ce avocat, frate? O să Fără un vorbești, proces, da, în întâi, fără un celulă. proces. Ori rezolvăm așa, ori rezolvăm altcumva până la urmă. Dacă te Vreau pe un proces, electroșocul vreau un ai proces. mântine, pe Vreau un efectiv, avocat, un avocat. da, o să ai timp, stai liniștit. Niciun Păi avocat. nu, întâi avocat și apoi Da, pușcărie. Domnul, v-am zis că nu aveți dreptul la avocat. Du-te Cum cu să el. nu am dreptul? Punct. Păi cine zice? Eu Du-te mai zic. acolo. Hai. Păi cine ești dumneata, Vreau domnule? N-ai voie, polițist. domnule, eu Așa, sunt bagă-l avocatul lui acolo, Iolie bagă-l Popescu. acolo. Așa, așteaptă aici imediat, că o să vină colegul meu. Colegul, închide tu ușa celulei, te rog. Bun. Cu fața la perete, hai, rapid. Cu fața la perete, am spus. Stai pe loc. Colegul, dacă se mai ridică, îl curentez iar. Stai Câte acolo. electroșocuri să mai bagi în el, că deja asta trebuia să fie gata. Ca întrebare. Mă înțelegi? Nu că am ceva, dar m-am înțeles aia cu noi și așa asta. Bă, mai ușor pentru ei. Du-te un pic mai acolo. Zic, du-te un pic mai acolo. Hai că mă ocup eu de tine. Ok, întoarce-te cu spatele, du-te acolo pe perete. Hai, du-te la perete. Hai că... Hai. Aha. Domnul Ciuca Alex, ok, în vârstă de 20 de ani, bun. Așa, domnul, să Permis, hai la tine. vă frumos. Permis de conducere? Poftim? Da. L-am uitat în mașină. Stai, că vedem noi imediat acolo. Domnule, dar de ce mi-a luat domnule armele? Ia spune și mie. Ok, se pare că nu ai nici de asta. Bun. Ok, așteaptă un pic aici. Ziceți, domnule, de ce nu aveți armele? Că avem permis de portare. Și cât o să stăm aici? Domnul, aveți O voie să să dețineți aștept. atâtea Domnule, am arme. avut doar un pistol la mine.
Avea și SMG și bătă și nu cuțit. Este adevărat. Nu este colegul, adevărat. Colegul cu și pretru s-a avut ce armi și totul. Domnule, am avut pistol și am avut și permis de port armă și colegul mi-a luat. Ai avut permis de port armă? Da, am permis. Colegul ce a fost prin SMG am permis la de port armă, domnule, nu se poate așa ceva. Stați un pic. Eu vreau să vorbesc cu altcineva. O să vă recuperați armele când o să ieșiți din închisoare. Păi de ce să intru la închisoare dacă ești în regulă? Colegul, amândoi au avut armele. Da. Bun, ok. Domne, ce armă a avut dar de ce colegul se intru eu la pușcărie dacă sunt în regulă? Colegul, ce armă a avut? Nu înțeleg. Ce armă a avut? SMG. SMG. N-am avut, am avut doar un pistol, domnule. Nu contează, domnule. Eu vreau să vorbesc cu un avocat, nu este corect ce faci. Haide după mine. N-aveți voie să mă băgați la pușcărie fără un proces. Hai. Haide după mine. Trebuie să-ți fac o poză. Unde îl duci, colegul? La poză. Hai, aici. Colegul, dă-i masca jos dacă te rog. Imediat. Vezi că-ți dau acum buletinul lui și zic încă o dată datele. Ce să-i zic? Ce să-ți spun? Datele lui. Du-te. Ciuca Alex. Vârsta 20 de ani. Mhm. CNP 3553. Bun, perfect. Și ca atât. Ok. No, pentru SMG ai zis? Da, deținere de arme de calibru mare. Mhm. Bun, și perfect. Celălalt și necolaborare. Bun, și prietenul sau ce? Fă-i o poză, dacă te rog, din fă-i o poză, fă-i mai multe imediat. Poze. Stai așa, colegul, să-i fac o poză lui ăsta. Scoate camera și începe. Stai să-i face colegul. Și din profil? Domnule, și din profil? Stați, domnule, în profil. Întoarceți-vă, domnul. Într-o parte, gen. În stânga sau în dreapta, cu fața la perete, domnul. Domnul, așa. A, așa. Cu fața la celălalt perete. Cu fața la celălalt perete, așa. De bine așa? Da, perfect. Gata. Bun, mai fă încă una. Pe partea cealaltă. Așa. Așa. Bun, ok, las că le pune acolo în bază de date. Ok, ocupați-vă unul de el și băgați-l în pușcărie. Haideți, domnule, veniți după mine. Deci, deținerea armelor de calibru mare, ca să știți, trebuie de acolo. Intrați. Da, armele, după ce ieși din pușcărie, le mai colo? Primiți decât pistolul dacă aveți permis de port armă, domnule. Haideți, vă rog frumos aici. Haideți, intrați. Deschideți. Bun. Intrați într-o celulă. Hai că, da, aici e fost. Haide la celulă. Ok, colegul, unul dintre voi, hai să să-i scrieți fișa către drumul la pușcărie. Bă, e un pic cam greu, dar, na, hai un pic mai încoace. Eu? Da, că nu, să nu, știi? Așa, bun. Așa, bun. Așa, hai să... Da, avut amândoi permis de port armă sau nu? Pe ăsta nu știu dacă a avut, pe ăsta nu l-am controlat, l-ai controlat tu? Eu l-am controlat, nu prea au avut, gen, tu ai zis că a avut SMG. Păi SMG au, gen, percheziție le-am făcut la amândoi, aveau amândoi hai, SMG. Hai, prin spate, hai, prin spate. Hai. Vii la patrulă? Da, că n-am ce face. Mm-hmm. Că nu mai faci așa, oricum, la câte electroșocuri ai dat, ca idee, nu prea, mă înțelegi? Cât i-ai dat? La cât ce? Băieți, cât i-ai dat la băieți? Câte 15 minute a fiecare, 15 bine ani. Să închizi aici. Stai așa. Hai că facem o magie cu mașina, repede, că
Nu știu cum s-a rupt ușa. Nu știu de ce se tot blochează ușile. Stai că mergem până afară și scoatem altă. Așa, bun. Mă, nu știu cât o să fie episodul ăsta, dar o să fie destul de lung. Vi la patrulă. Da, 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 vin. Dar trebuie să conduci tu că am probleme cu ochii. Păi, haide, du-te un pic mai încolo. Haideți. Mâncare de toată, aveți la voi? Păi, da, da. Zic mâncare de toată. Da. Nu, bun. Patrulă n-am apucat să ne cunoaștem, Alex mă cheamă, tătăr. Pe voi? Clopotaru. Clopotaru. Încântat, ai cu știință. Nu pare văd să fie nimic pe aici. S-au dat ceva pe stație, deja sau ceva? Nu. Mergem prin zonele răfumate sau? Păi, cred că da, că suntem destui. Băi, veni cineva echipat de poliție. Oricine la 8064, 8064, mare pune repede, Robert, pune mare repede, Robert. Pune repede. Pune repede la 8064. Ai pus? Colegii. Mam, ce se spamează pe chatul ăla? Dați un apel ca să ne fie mai ușor. 8064? 8064, unde mă? 8064. Acolo e colegul, ți-am pus checkpoint. Da, ți-a fost tata, a fost tata mea. Acum venim. Pregătiți, nu? Da, haide. Armură pe voi toată lumea. Nu am la mine. Am înțeles, atunci ai grijă cum... Aveți grijă cum coborâți. Dacă te-a blocate. Ușor oprește aici. Doctor, doar atât am putut să fac. Ce s-a întâmplat, colegii? A dat peste el o mașină. Aoleu, leșină, hai să deci când la am văzut spital. Că era plin de sânge, deci i-am făcut... Nu! Nu, nu, nu! Nu pot să las așa pe omul ăsta, nu pot să las, ajută-l! Să mă împingă cineva din spate, Hai, deschide-ți repede! Dați-mă, bă, împingeți-vă și pe mine din spate! Haide, bagă-l aici! Bagă-l repede mașina, haide aici! Hai, că merge el, lasă, merge el acolo! Ah. Problema lui. Da. Ne-a chemat pentru o nimica dată. Păi, nu că măcar dacă se trecea, adică... Păi baia, zic și eu, a făcut mare panorama pentru un nimic. S-a produs, sta niște tăi. Ăla din spate cu lamă sau ce, mașina aia e sub acoperire sau? Nu. Mă cred că nici nu știu. Nu că e, nu știu e. Că avem, hopa! Highway, du-te! Highway, hai la highway. Duceți-vă la Jaf! Duceți-vă la Jaf și eu mă ocup de Robert! Hai la Jaf! Duceți-vă repede la Jaf, veniți și noi imediat! Stau toată lumea! Mamă, ăsta în poliția! Pentru că Robert e pe moarte, îl ajut pe Robert, pot! Nu, ăla de pe autostradă. Da. Mă revede, sunt tunicat. Ce bancă? Highway, la highway. De la autostrad. Aveți, bă, polițiști. Zboar mor, bă, ăștia de la poliție. O zis, mă, aveți armure? Eu n-am. Haideți, mă, mai repede aici. Bă, aveți armure și la poliție, că eu n-am. Ce, s-a dus la măcuri, copilu? Hai, mai repede. Dai și mie una. Dar suntem la șap acum. Bă, sunteți la highway? Acum ajung. Bă, acum ajungem. Highway, de la sexul de sasă. Vă rog frumos, pe la... 10-3, vă rog. Adică liniște pe stație. Parcăm un pic mai încoace. Ai putea să mergi chiar în față, că nu cred că e un echipaj ceva. Păi nu știu. Vedeți sniper?
Dă-i, dă-i direct în față acolo, dă-i direct în față. Băi de sniper. Haide. Luați poziție, mă. Bă, vorbiți unul. Cum stă treaba? Fiți atenți, cum stă treaba? Ia, zi. În primul rând, vreau să văd dacă aveți oameni în fara blânci, bănci, sniper plus om de teren. Aveți sniper? Aveți sniper? Am sniper. Bănușă, zici să tragă în ușă. Ai armură lui, ok? N-a tras. Da, stai, stai la mașină. Știu unde. A tras, știu unde. Nu mai zici știu unde e, zi unde e direct. Duceți-vă după sniper. M-am dus eu, dar ăștia nu zic unde e, nu mai știe unde e. Poate să fie pe munte. Nu vă duceți după sniper, fără sniper. Poți să-l omor, poți să-l omor. Nu omorâți sniperul. Nu-l omorâți. Nu-l omorâți. Zi-mi unde e ca să știu și eu. Care vrei mă să știu unde e sniperul? Eu, toată lumea vrea să știu unde e sniperul, zi. Fiți atenți. Uitați-vă în cor. Unde țin eu cu sniperul, după clădirea aia. L-am văzut. Păi hai să luăm un pic poziție, nu? Adică zic și eu. E o poziție. Zic că nu ne putem. Nu e nimeni în spatele băncii. Gen, din câte mi-aduceam eu aminte, putem să ne uităm pe camerele? Pe camere? Hai că mai putem dacă e. Păi ați zis că s-a făcut ceva o mașină de poliție. Eu negociez. Sau 3 sau 5 sau 1 sau bun. Cât. Așa, bun, ascultă-mă să zic. Băi, aș trage cam pe capul lui. Gata. Dai. Așa, deci am în jandar. Eu îi trag glonț, eu îi dau glonț. Nu trage, stai cu ținta pe capul lui și când dăm noi semnalul, tragi. Ai înțeles? Da. Bine. Mor, dacă voi trageți, omor-o staticul. Vreau să zic ceva. Eu vreau să știu că cât sunteți în banc? Am da, spus, sunt. Nu mai zic că sunt 4. Lasă-mă pe mine. Ia. Bun, ce vreți să spun? V-am spus, nu mai zic de două ori. Păi a fost aici, o să-l vorbea peste ăla, după ce ai pus cale liberă, nu se liberă. Vede. Ok. Știi ce e cale liberă? Da, știu. Sunteți gata? Puteți să plecați sau? Că de-abia am început. Cât ce mai aveți? Nu te verifică, colegi. Eu mă duc lângă mașina, păi... Hai să vă zic, să înțeleagă tot, toată secția, deci... Vedeți că se uită sniperul după noi. Okay. Putem sparge cauciucurile la mașini sau nu? Nu. Zici că se uită sniperul? Da, s-a uitat. Uite și eu după el, eu acolo stau unde... Am... Ar trebui să meargă cineva după el să-l captureze, nu? Nu putem. Dacă mi-ar spune unde e, am putea să mergem un echipaj de două persoane. Păi, acolo pe casa aia unde mă uit eu acum, unde se uită asta cu sniperul, ăsta în alb, e fix după peretele ăla de acolo, fără, după hornul ăla în stânga. Ceva alb? Acolo nu cred că poate, efectiv, să... Acolo după horn. Mergem careva după el? Bă, hai, după el! Hai, mă duc hai, eu cu un coleg după sniper. Încerc să sparg căuciucurile. Îl luăm repede, dă-i cu taser-ul. Mă duc după sniper cu un coleg. Cred că a plecat. A plecat. Vedeți că se untă. Hai că vă țin cu sniper-ul ăștia doi. Bine, noi, bă, eu dacă-l văd, îi dau glonț. V-au văzut că ați plecat, aveți grijă ce faceți. Da, bă, întoarceți-vă înapoi. Bă, gata. Întoarceți-vă înapoi. Unul îmbrăcat în alb. Bă, ăla îmbrăcat în alb. Treci înapoi. Am înțeles. Și... Dacă vă omoră după să nu-mi plângeți. Aud o mașină pe plajă. Înseamnă că... Vreau să stați unul dintre voi sniper. Eu sunt sniper. Da. Ok, stați sniper. Yo, stai că pe aici, că am văzut ăsta și am uitat. Nu, că am uitat cam pe unde... Deci vreau unul dintre voi să stea puțin, dar fix pe capul la sniper. Dacă s-a tras, ați tras și voi. A plecat de acolo. A, ok, atunci.
Păi nu. Bă, dar sub... Bă, dar nu stați toți la intrare, stați pe undeva mai acoperiți. Stați mai puțin. Bă, hai să mutăm mașinile în așa fel să nu ne dea glonț ăla. Și stați și voi, nu, nu stați toți în față, că dacă trageți și sniperul și trag și ea o să moare. Încercați să împrășteați un pic. Eu mut un pic mașinile, mai așa. Coordonatorul ar trebui să vorbească. Revenim. Coordonatorul spune. Hai că spune coordonatorul ceva. Mă auziți? Ați putea să mergeți o mașină ca să vă uitați după sniper. Oi, mamă. Poziții. Am înțeles. Băi, ați găsit, mă, l-ați găsit? Eu nu-l văd. Nu-l vedeți? Căutați sniper. Aplic metoda grea. Nu când că mai zic că mă duc după el. Băi, nu, că Batman să nu mă duc. Băi, ăsta s-a pitit nu știu unde, mă, că nu-l mai văd. Păi îți dai seama că s-a ascuns. Eu cred că unde stă poliția ăla. Salut. Salut. Bă, au ceva pași la mine. Ah, e poliția. Eu. Păi, dar cum de coordonator, frate? Acum? Ca un sniper. Pica să nu-i nimica. Bă, vedeți că sunt mulți. Colegi, vedeți că sunt mulți. Lasă, că nu sunt mai mulți ca noi. Cred că sunt mai mulți ca noi. Sunt 7 cu tot o scară, o sati, cred. Bă, nu, sunt 4, 5, un afară. Bă, dacă l-ați găsit, care-i cerul direct? Dar pe sub, în spatele băncii, pe munte, v-ați uitat careva? Ăștia au început să fie aroganți, zic mai bine hai să-i luăm, gen, dacă găsim omul de teren. Nu prea avem cum. Da, asta mă duc să-l caut. Gata! Liniște puțin pe stație. Sunt un om anonim. Am un static de-al vostru. Tot ce vă spun, voi trebuie să faceți, să înțeles, polițaie? Nu mai sunt saci, nu sunt saci. Nu mai sunt saci. Polițaie? Băi, nu mă faceți să luăm pe ăsta. Bă, l-am văzut pe ăla! Unde mai exact? Un om anonim și el a fost. Ăla ești tu! Te ascultăm, spune. În 5 secunde. Spune, te ascultăm toți. Brad, v-am înțeles că v-a dat niște informații. Așa. Băi, acolo pe căscuță. Am un ostatic din Brăla și un polițist. Așa. Ori faceți ce vă spun, ori îi mor pe amândoi acum. Ce vrei, ia zi. Spune ce vrei. Băi, ați auzit, mă? În primul rând, toate informațiile să fie șterse. Ok. Nu, vino încă. Altceva. Ok, doar atât. Hai bun, șerifule, noi ce dovadă avem că ai un om de-a nostru? Da. Ies din bancă, ies din bancă! Ia țipă, mă, la colegii tăi. Aș dori să vin să văd. L-ai auzit, da?
Ține-ți armele pe ei. Cu care mașină fug? Cu care mașină fug? Să vă zic cine și cum sunt sau unde sunt. Mamă, dar atât vă spun. Aveți 5 minute la dispoziție să-mi trimiteți o dovadă pe e-mail ca să te tot. Am nevoie de tot. Taci, bro. Robert e pe moarte. Nu o să mai fie Robert. Ok. Îmi ziceți voi pe de voi. Să vă luați adio de la colegul vostru. Adio de la cine? De la Robert. Nu știu ce poliție fie, dar e. Fiți atenți, fiți atenți. Nu trageți deloc. Nici când se urcă mașină și când pleacă, nu trageți deloc. Colegii, deloc. Da, okay, pe trage. Deloc nu trageți. Atunci când o să tragem? Ca... Nu, vă spun eu, la ordinul meu, atunci bravă. Trageți. Deci bun, liniște din nou. Ori îmi trimiteți toate dovezile pe e-mail, că ați șters tot, și despre sindicat, și despre toți, ori da, mă rămâră amândoi. Atât v-am la spus. La comanda mea trageți, nu acum. Băi, dar lasă-mă o static, cum adică? Nu trageți, nu trageți, vă zic eu că... Bă, vă ok, băieți, îmi pare rău de voi, salut. Trage. Mai revin peste 5 minute. Ce ești citat, eu, bă? A căzut postat. Nu trageți, vă zic eu când. Nu trageți, care l-am prins că l-a tras. Sau... Bag mașina în fața lor. Vă zic eu când trageți, nu trageți nici acum. Vă zic eu. Când am prins, trageți, gata, am atunci. Înțeles, ești... Păi nu, unii sunt mai așa și nu prea înțeleg. Ai... Știu eu care, e pe aici. Păi normal, e da cale liberă, du-te, frate! Păi bă, nu le da cale liberă, mă? Mă auziți? Da. Păi nu le da, nu fă vorbă de cale liberă. Ce? Nu fă vorbă de cale liberă, ce să bagă mă a noștri peste ei? Nu trage, 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 trage. După... Unul s-a dat jos, unul s-a dat jos. Ok, acesta a fost live episodul de astăzi, ce să mai... Pa mei... Ia, fii atent cu pică, fii atent cu pică. Ce să mai... Bine atunci. Hai că v-am pupat. Ne întâlnim data viitoare. Pa, pa.